Salut, sunt Maximilian și urmăriți Hip Hop Live cu Lexi. Fresh ca TikTok, e live, e hip-hop, e mix 2 TV, Brașov, zic big up. Legende prin rap, nu trece prin cap. Vezi grafer cu spray-uri sau DJ la pick-up. MC's la mic, beat-boy, beatbox, punch-uri, nu box, tripat pe Xbox. Relax un pic, cox, lasă muzica în timpan. De la fan la fan, ecoane, toți cu ochii pe ecran. A revenit cu beat, zi-l un pic de piesa cu B-Real. Păi prea multe detalii n-o să dau deocamdată. E înregistrată, o să fie pe următorul meu material, care cred că o să apară în jur de ianuarie-februarie, la începutul anului viitor. Bun, zi-ne un pic de ce producție la următorul tău album și ce feat-uri ai, din afară de Piriel. În mare parte am lucrat la negative singur, la anumite negative m-a ajutat Faibo, am mai lucrat cu Sez, un producător foarte plăcut urechilor mele. Iar ca feature o să fie, în afară de B-Real, cred că o să fie cu Holograph. Am o bucată cu Young D, tot din state. De la noi Maximilian, 5X, băieții. Ce s-a mai întâmplat de la ultimul tău videoclip? Sufletul orașului, acum vreo 3 sferturi de ani. Păi ce se întâmplă? Multe concerte. Am avut, cred că într-o, să zic, 30-40 de concerte. Anul ăsta a fost un an bun, cel spre bun, chiar dacă e criză. Și am lucrat la albumul nou, asta așa, basically. O chestie care lumea e foarte curioasă, ce se întâmplă cu Paraziții? De ce nu mai colaborați? Au mai colaborat? Ce se întâmplă cu voi? Păi nu se întâmplă nimic, sunt unii din artiștii cu care nu colaborez, adică nici cu Iris nu colaborez și nu mă întreabă nimeni. Nici cu Mafia am colaborat și nu mă întreabă nimeni de ce nu mai colaborez cu Mafia, adică care... Eu am văzut pe forum foarte multe întrebări, bă, de ce Bița nu mai bagă cu Paraziții? Toată lumea bănuiesc că e curioasă. Nu știu care forum, frate, știu că anumite colaborări ies sau nu, nu știu, natural, n-au mai ieșit. Funcție de feeling, nu? Da, nu s-au mai întâmplat, pur și simplu. Ok, păi ce zicem? Așteptăm albumul, ai idee cum se cheamă? Goana după fericire. După fericire. Așteptăm și un clip, ai idee cum se cheamă? Am idee, dar trebuie să mai dur răbdare, ca să vezi. A fost Bița la Hip Hop Live. Salut, sunt Bița și urmăresc Hip Hop Live.